vaze la roata de olărit, exclusiv la roata de olărit lucrez. Sunt texturate a doua zi. Natura ne oferă o bogăție de texturi, de idei și trebuie doar să ne folosim de ele. Am participat cu două dintre vazele mele sculpturale la expoziția Aniversar de la Galateca. Cum ia naștere o vază sculpturală? Ridicată în primul rând la roata de olărit, a doua zi este texturată, se aplică textura prin hașurare și barbotină. Se așteaptă uscarea ei în totalitate, apoi să intre la prima ardere, biscuite se numește, 900 de grade Celsius, ca apoi să aplică o glazură între 1020, 1060, 1080 de grade. Lucrez cu temperaturi joase. Vă invit la Galateca, la expoziția All About Love, de pe 27 ianuarie.